Bună ziua, bine ați venit la întâlnirea digitală Syngenta. Numele meu este Silviu Caimac, sunt manager tratament sămânță pentru România și Republica Moldova. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Alături de mine în studio este colegul meu Andrei Măruțescu, director comunicare și relații publice la Syngenta pentru întreaga regiune Marea Neagră. Iar în direct vom avea doi colegi de la Stein din Elveția, Christoph Lupfer, care este manager global pentru servicii tehnice pentru la Institutul Sidcare din Elveția, și Ramona Glor, care este expert tehnic pentru tratament semințe, expert servicii tehnice. În aceste momente atipice, deosebite, totuși încercăm să fim alături de partenerii noștri, alături de fermieri. Organizăm aceste întâlniri, prezentări online. În mod normal am fi fost în câmp alături de dumneavoastră, ne-am fi dorit să fim alături de dumneavoastră, și alte activități digitale organizăm sub umbrela hashtag aproape de fermieri. Să fim alături de dumneavoastră cum putem, și echipa noastră de teren și echipa tehnică încearcă să fie și să vă susțină în activitatea dumneavoastră. Le mulțumim încă o dată fermierilor, în primul rând, dar și distribuitorilor, partenerilor noștri, atât din România, cât și din Republica Moldova, pentru că această prezentare este pentru ambele țări și sunt din ambele țări conectați alături de noi, și le mulțumim tuturor pentru că și-au continuat activitatea neîntreruptă, au fost în prima linie. Este a doua întâlnire pentru tratament sămânță. Întâlnirea de astăzi survine celei de pe 17 iunie. Atunci am prezentat un film pentru pregătirea și calibrarea mașinilor de tratat și foarte mulți din cei care au văzut acea transmisiune ne-au rugat să revenim cu detalii, să vedem bunele practici pentru tratarea eficientă a semințelor, și asta va fi prima parte a prezentării noastre despre cum fac cei din Europa de Vest și cum recomandă calibrarea, pregătirea mașinilor, dar și evaluarea unei tratament de calitate. Partea a doua va fi despre tratarea în siguranță. Și aici Andrei Măruțescu, colegul nostru, ne va da mai multe detalii. Este foarte important și compania Syngenta este o companie responsabilă care vine în ajutorul dumneavoastră pentru a respecta reguli și a implementa reguli pentru protecția operatorilor, dar și pentru protecția mediului înconjurător. La final, partea a treia, foarte pe scurt, ce soluții oferă Syngenta pentru tratament sămânță. Și vă încurajez, și aici o să vă arăt în dreapta de jos, există un buton unde puteți adresa întrebări tuturor vorbitorilor, există acel buton, vedeți, cu roșu, Q&A, Q și A, dați click, puteți scrie întrebarea și vom încerca să răspundem la toate întrebările în limita timpului disponibil. Aceasta a fost agenda noastră, vom trece la prima parte a întâlnirii noastre. Nu înainte de a vă prezenta rețeaua de institute Sidcare, Institut, SCI. Institutul Sidcare este parte din compania Syngenta, este un grup de experți pentru tratament sămânță, special pentru tratament sămânță. Sunt 14 locații pe întreg globul pentru a deservi toate regiunile de pe glob. Cel de la Stein din Elveția, de unde colegii noștri vor intra în direct, este printre cele mai importante și cele mai mari, care oferă foarte multe servicii pentru dumneavoastră. Ca și logistică, ne-am tot gândit cum să facem, dar vom intra în direct cu ei, îi vom lăsa să vorbească în limba engleză. La final, voi face eu un mic sumar în limba română, dar pentru a traduce exact, în câteva zile noi oricum vom înregistra și vom publica această înregistrare și vom subtitra pentru a revedea și a vedea exact traducerea colegilor noștri din engleză. În prima parte, Christoph Lupfer o să rog să ne vorbească despre importanța calității seminței și calibrarea corectă a semințelor. Christoph, can you tell us more about this topic regarding calibration and the quality of seed, please? Thank you, Silviu. Here we are live from the Sidcare Institute Stein today, and we are going to focus and talk about cereals treatment, cereal seeds, and what are the important steps to consider also before we treat those seeds. As you have heard in the previous webinar on June 17 about our great products, here we are going to talk about processes to make it happen with the highest quality.
With a focus on cereals, one of the important steps for us, it's again about the seed quality. Whatever needs to happen before the treatment steps. We can talk about cleaning, but it's not only about cleaning. It could be also about grading or about sizing of those seeds. The reason of that is because typically, when seeds are getting out of fields, they are not fully ready to treat. And in that aspect, we can show here a few number of samples. Typical extreme situation with a sample with still having some straw in there or some external elements like stones. It could be basically just dust, field dust, or elements of soil, etc., etc. So it's really important that we understand this seed lot still need to go through a given process. The second lot here already went through some sort of cleaning, but we still don't have a proper sizing, a proper homogeneous lot that is ready to treat, as well as still some external element in there that are going to be treated if we don't clean them properly, and we are going to lose some product in there. The last one here is a perfectly cleaned, calibrated lot that is actually ready to treat. So again, those are just some extremes to explain that effectively something needs to happen before we treat those seeds. Different type of installation exists for that. It could be fixed installation or mobile installation, where basically we not only treat the seeds, but we also process those seeds before we are going to treat them. It could be installation like large aspirator to basically de-dust those seeds, but it could be also installation to actually size the seeds and still extract the bad quality seeds. So there is different steps that can occur in this area that are really, really critical for us for a gauge of good quality, but also so that we are not losing product through the process. Product going basically to treat dust or to treat non-valued seeds. Thank you, Christoph. Îi mulțumim lui Christoph Lupfer. Într-adevăr, începutul, ca multe alte lucruri, este baza și este să ai un start bun, în primul rând, sămânța de calitate. La sămânța de calitate, aș face o paranteză și aici, Syngenta, poate veni în sprijinul dumneavoastră, încă mai avem la vânzare hibrid foarte bun, un hibrid de orz și soiuri de grâu foarte competitive și recoltarea acelei semințe. Recoltarea trebuie să se facă cu mașinării în siguranță și să nu distrugă sămânța, să nu aibă spărturi. Apoi, pentru că este un cumul de factori. Dacă unul lipsește, pașii pregătitori, la final, rezultatele nu pot fi cele pe care le așteptăm. Deci, al doilea mod prin care putem să controlăm, să avem un început bun, este curățarea semințelor de impurități. Ați văzut? Se face acest lucru, știu foarte bine că fermierii și din România și din Republica Moldova o fac. Important este să o facă cât mai bine. Să dispară acele impurități, acele paie și cât mai puțin praf. Praful este foarte important să fie îndepărtat. Și apoi, în final, calibrarea lor, adică semințele să aibă aceeași dimensiune. Este important să folosim, există mașini de tratat care au, atât mobile cât și fixe, care au acest lucru de calibrare, de sortare, dar este important să o faceți de calitate. Acestea au fost în mare informațiile, este important să nu uităm de acest lucru. Aș trece la partea a doua a procesului de tratare a semințelor de cereale și aș ruga-o pe Ramona Glor, colega noastră, să ne spună mai multe despre pașii necesari pentru reglarea mașinilor de tratat semințe cu flux continuu. Ramona, can you tell us more regarding this machinery in continuous flow? How to prepare, let's say, like this? Thank you, Silvio, for the introduction. It's really a pleasure to be with you on this webinar today. As Christoph explained it before, it's critical to only work with high-quality seeds. Before we go together through the steps of a calibration, I would like to ask you, why is it so important to do a calibration for each single seed lot? To answer this question, we prepared here for you a small display.
On the right side you can see barley, and in the middle and on the left side is two different variety of wheat. As you can see, the fill level, so the volume is not the same, although we filled in exactly the same weight of seeds. So if you are working with a seed treatment machine that measures the seed flow volumetrically, it is possible that you apply different amount of liquids. So in one case, you either overtreat or you undertreat your seeds. If you overtreat your seeds, you spend extra money that you would not need to spend. If you undertreat your seeds, worst case, your seeds are not enough protected. That's why it's very important to calibrate your equipment for each single seed lot. So before we do a calibration, we need to make sure that we have done proper maintenance of our equipment. We recommend to do that at least 1 month before you start your treating season. And make sure that your machine is properly working and there is no wear of equipment, so you have enough time to do the repair. You should also check if the machine works well. So, for example, check if your security switch off button is really stopping the operation of the machine when you push it, because this is super important for your security as well. Then, before we really do the calibration as such, we need to check what is the capacity of the treater. So, really make sure, do not go over the limit of capacity that the manufacturer of the machines recommends. And often, the maximum capacity is not necessarily the optimal capacity. With optimal capacity, we mean a good capacity, so you can move on as quickly as possible, but you have a good seed treatment quality. So to do the calibration of the seed flow, you first need to make sure that your hopper is filled with seeds. Then you start the machine, let's say for 1 minute. You collect the seeds in a bucket, and then you weigh the collected seeds. And with this, you can calculate the throughput. How many seeds do I have in 1 minute? And what does this mean in tons per hour? You may need to adjust your machine until you get to the required seed flow throughput. If you have done this, you need to calibrate the dosing system. So to do that, you certainly need to prepare your slurry and then prime your dosing system. So for example, if you have pumps, as we have here in this model, you need to make sure that the liquid really fills up the whole piping system, that there is no air or bubbles in the pipes. If you have done that, you can start the pumps for, let's say, 30 seconds and collect the liquid in a separate beaker. Then you can see how much liquid you have collected and calculate your dosing rate. So how much product, how many milliliters do I have in 30 seconds, and what does this mean per hour? Then you can see if this fits to your seed flow. So if you work with dosing spoons, you don't have the possibility to adjust much. You can exchange them. So you may need to adapt your seed flow to the amount that your spoons can deliver in a certain time. If you have the amount
the throughput that you want. Let's make sure that you can do three consecutive measurements, so to be really sure that the system delivers exactly the same amount of liquid. If you have done that, congratulations, you're ready to do your treatment. Please make sure to monitor the operation. This is very important. After you have treated a seed load or your working day is over, also do the mass balance. So check how much seeds you have treated and see how much seed treatment product you have consumed, and then you can see if you have the right dosing rate on your seeds. Thank you very much. That was all from my side. I give back to Silviu. Mulțumim, Ramona. Thank you, Ramona. Într-adevăr, informații utile pe care este necesar în fiecare sezon să le aplicăm. În primul rând, pregătirea mașinii de tratat. Știu că deja o parte dintre dumneavoastră ați început tratamentul, dar este bine dacă n-ați început cu 2-3 săptămâni, chiar o lună înainte, mașina de tratat să fie scoasă, să fie curățată și să fie testată. În cazul nefericit în care ați avea o problemă cu ea, să aveți timp să reparați acele piese și să o reglați bine. Apoi, ca sumanierizare, mi-amintesc că este importanța tipului de semințe și a volumului pe care îl ocupă. Ați văzut trei probete. Una, prima din stânga, era orz, era aceeași cantitate de semințe în toate trei probetele. În prima se vedea că era volumul mult mai mare, are o suprafață mai mare, sămăța de orz, știți asta foarte bine, dar trebuie să ajustăm cantitatea de soluție dacă avem o mașină care măsoară fluxul de semințe volumetric. Să nu supradozăm, supradozat înseamnă o cantitate mai mare decât este necesară, ceea ce înseamnă că nu mai suntem eficienți și de aceea unul din obiectivele acestei întâlniri este să vă învățăm să folosiți exact cantitatea necesară. Nici mai mult, nici mai puțin. Dacă folosim mai mult, pierdem bani. Dacă folosim mai puțin, eficacitatea sau eficiența produsului nu mai poate fi aceeași pentru că nu este doza respectată. Calibrarea soluției trebuie făcută pentru fiecare șarjă mare de semințe, chiar și la flux continuu. Un lucru pe care nu știu dacă în toate fermele îl găsim sau și este important de făcut pentru siguranță, pentru că alt obiectiv este siguranța, este butonul acela de oprire de urgență. Nu este rău să-l testăm, să vedem dacă merge, este vorba de protecția operatorilor. La capacitatea mașinii de tratat. Aveți mașini de tratat care au o limită maximă specificată. În niciun caz nu e recomandat să se depășească acea limită maximă, trebuie și vă rugăm aveți grijă și verificați să nu fie mai mult. Chiar și folosirea și tratamentul la doza, la limita maximă, poate este mai bine să reducem cu 5%, să nu mergem la capacitate maximă. Apoi, verificarea curgerii semințelor. Încărcăm acel rezervor cu semințe care sunt înainte curățate, lăsăm să curgă timp de un minut într-o găleată și cântărim acele semințe din găleată și obținem cantitatea de tonă pe oră. Putem astfel ajusta și cantitatea de soluție. Dacă avem o mașină tratat cu sistem din acelea cu pompe, dăm drumul un pic la pompe, ne asigurăm pe acele furtunuri să nu existe goluri de aer pentru a avea o determinare corectă și lăsăm 30 de secunde să curgă acea soluție într-o cană gradată. Putem calcula și extrapola la litri pe oră, putem vedea aceste două informații, curgerea și litri pe oră de soluție, se pot ajusta și facem de 3 ore această testare. Dacă valorile sunt relativ apropiate, înseamnă că suntem gata să începem tratamentul propriu-zis. Acestea au fost în mare o sumarizare. V-am spus, urmăriți canalele noastre media. În câteva zile vom face exact traducerea colegii noastre. O să trecem la partea a treia, tot pe Ramona Glor o să o rog să ne spună cum verificăm calitatea tratamentului sămânță. Ramona, can you tell us more regarding the key quality factors of treated seeds and how we measure in Syngenta?
Thanks, Sibiu. As you can see, we now moved in our quality assessment room. To assess the quality of treated seeds, we have equipment and methods from lab to field. In front, you can see a display with treated seeds from bad seed treatment quality to really good seed treatment quality. If you remember, in the first two sessions, we said that you need to treat good quality seeds, you need to have a look at the process parameters, and you need to do a good calibration. So if you consider all these three things, you can get a really good seed treatment. If you miss one of these three things, it may that you end up with really bad seed treatment quality. But this was just a first visual assessment of seed treatment. We for sure can also measure how good your seed treatment is. One important factor of a good quality seed treatment is the loading rate. In the lab, we can assess how much active substance you have on your seeds, which is really important and mainly the most important test that we have. But there are also other very important factors, such as dust. I'm sure you remember, seeds are dusty by nature. So we need to make sure to remove the dust before we treat the seeds. To assess the dust of treated seeds, we have this device. It's called Heubach Dust Meter, and it's an industry standard. And we work here as well with the EuroSeed standard method. In brief, what the tool does, it captures the treated seed dust on filters. We will now show you two filters. On one filter, you can see there's quite a lot of dust, whereas on the other filter, there's much less dust. So if you follow good seed treatment process and clean your seeds well, you can reduce your dust. Also, our very good designed formulations can help to reduce dust of natural seed dust. One other important factor is that each seeds get the same amount of protection. So it will not help you if in total your seed has a good loading, but some seeds only get a few product, whereas others have a lot. To assess that, we developed QuestPro. It's an in-house development. With QuestPro, we can measure the color on the seeds distributed on each seed and from seed to seed in your population. I will now show you that quickly. As you just could see, the seeds pass really fast in front of a camera and are captured. With the software, we can analyze the color and assess the seed-to-seed distribution of the product. And it's really fast, and only in a few minutes, we already know how good your seed-to-seed distribution is and see if all of the seeds have the same amount of protection. So to quickly summarize from the lab tests, the most important factors that we assess is loading rate, dust, and seed-to-seed distribution. But for sure, we also want to make sure that
when it goes to the field for sowing, we want to have a good sowing performance. So we want to have stable flow, good flow through the equipment, and to make sure that there is no build-up on wheels or any moving parts, depending on which sowing or planting equipment you are using. Thank you. I will now give back to Silviu. Thank you, Ramona. Îi mulțumim Ramonei Glor. Aceasta a fost a treia intervenție și ultima de la Institutul Seedcare din Stein, din Elveția. Foarte pe scurt o să încerc să sumarizez informațiile. Am trecut în revistă pașii, să nu uităm. Deci tratamentul de calitate, sămânța trebuie să fie de calitate curățată, condiționată, selectată. Verificarea acestor parametri este foarte importantă și apoi ajustarea și calibrarea mașinării. Există metode diverse de analiză a calității tratamentului de semințe. În primul rând, și toată lumea o folosim, această modalitate este analiza vizuală. Ați văzut în cele trei cutii, în stânga era un tratament de slabă calitate, mijloc intermediar, dar nu foarte bun, și în dreapta foarte bun. Pe lângă această analiză vizuală, compania Syngenta, pe lângă produse de foarte bună calitate, oferă și aceste servicii. Avem aceste laboratoare, aceste institute Seedcare în toată lumea și avem metode analitice de evaluare a unui tratament de calitate. Și aceste metode analitice sunt odată în laborator și o să le trec în revistă, dar există și anumite aparate, anumite mașinării care în câmp, la semănătoare, numără semințele când se seamănă în câmp și ne ajută la a vedea cât de uniform este semănatul. Foarte important, chiar și la cerealele păioase. Dacă vorbim despre acele metode analitice în laborator de evaluare a calității tratamentului, este un test cu pentru a determina încărcarea cu soluție pe sămânță. Cantitatea per total șarjă de sămânță, să spunem așa. Aici se iau semințele tratate, se pun într-un solvent. Acel solvent este analizat cromatografic și de o mașinărie care vede în funcție de intensitatea culorii dacă este cantitatea optimă pentru cantitatea de semințe. Al doilea test analitic în laborator este unul foarte cunoscut, este un test care este folosit de întreaga industrie de tratament sămânță, chiar și de Asociația Semințelor Euroseed este agreat, este un standard, se numește testul Heubach. Și aparatul este Heubach. Se colectează acele semințe tratate, se trimit la laboratoarele noastre și aici, și pentru România și Republica Moldova, vom avea un program, vor fi selectate anumite locații și vom trimite și vom da acel feedback către fermier dacă tratamentul a fost de calitate, pentru a măsura cantitatea de praf. Deci Heubach măsoară cantitatea de praf. În mod normal, nu ne dorim acel praf. Acel praf înseamnă că pierdem odată produs, în acel praf există substanță activă, deci economic nu mai suntem eficienți, nu respectăm condițiile protecția operatorilor și a mediului înconjurător. Fac o paranteză, Syngenta are o marcă înregistrată, formula M, în două dintre produsele noastre. Este o marcă patentată, este un complex de adjuvanți de surfactanți care împiedică praful, iar la celălalt produs, o să vedeți la Austral Plus, este un adjuvant care asta face pe lângă alte chestii. Reduce cantitatea de praf, e foarte important. Foarte pe scurt, semințele tratate se iau, se introduc în acest aparat, el le amestecă foarte, le agită foarte tare aceste semințe, ele încep să elibereze praf mai mult sau mai puțin în funcție de calitatea produsului folosit, foarte important. Există un sistem de aspirare, la finalul acestui sistem de aspirare sunt în acele discuri, acele filtre de hârtie și vedem, și ați văzut în stânga un disc care avea deja praf destul de mult, nu era un tratament corect, nu era eficient, nu era sigur și în dreapta un tratament corect. Alt test analitic de laborator, ați văzut, se numește Quest Pro prin acest aparat. La fel, este o inovație Seedcare Institut Syngenta. Aparatul acela colectează într-o cuvă
semințele tratate, semințele cad una câte una, există o zonă care fotografiază sămânță cu sămânță, acele fotografii făcute la milimetru sunt analizate de un software, de un program pe calculator, se creează un grafic și acolo ne arată fiecare sămânță, dacă a ajuns soluție pe fiecare sămânță relativ egal. Arată coloritul, fiecare sămânță să fie colorată relativ în același mod și uniform. Este un serviciu care ajută foarte mult, poate câteodată vizual nu ne dăm seama, dar la acest aparat putem vedea foarte multe lucruri interesante. Aceasta a fost prima parte despre tratarea eficientă, despre cum putem să, încă o dată, să punem informațiile la comun, multe le folosiți, știu, și în România și în Republica Moldova se folosesc, și cum putem verifica calitatea tratamentului. Trecem la partea de siguranță. Știți foarte bine, compania Syngenta este o companie responsabilă și avem partea a doua cu Andrei Mărățescu și un invitat nou în studio. Andrei, de ce l-avem acest invitat? Bun, mulțumesc, bună ziua, Silviu. Doresc, în primul rând, să le mulțumesc tuturor că și-au făcut timp și sunt alături de noi astăzi la această întâlnire online. Doresc să le mulțumesc tuturor și clienților noștri, partenerilor noștri, pentru că au și invit în continuare să aibă încredere în produsele noastre, în serviciile noastre, în echipa noastră. Am fost, toată echipa noastră, am fost, rămânem și vom fi în continuare aproape de fermieri. Silviu, astăzi, da, o să vorbim un pic despre utilizarea în siguranță și aici este vorba despre măsurile de protecție pentru cei care folosesc produsele noastre în general, dar vom vorbi și de partea de tratament sămânță. Syngenta acordă o atenție deosebită utilizării responsabile și în siguranța produselor de protecție a plantelor. Suntem în primul rând preocupați de sănătatea și bunăstarea tuturor clienților noștri și a partenerilor noștri. Și atunci când folosim orice produs de protecție a plantelor, că vorbim de foliar sau de tratament sămânță, sunt niște câteva măsuri care trebuie luate din perspectiva de sănătate. Și aceste măsuri sunt aplicabile tuturor produselor de tratament sămânță, indiferent de produs. Vorbim astăzi despre Austral Plus. Austral Plus are teflutrin ca una dintre substanțele active. Teflutrinul face parte din categoria piretroizilor, ca de astfel și alte substanțe active bine cunoscute, cum sunt cipermetrinul, lambda-cihalotrinul. Piretroizii sunt folosiți în agricultură încă din anii 70, da? Deci este o substanță activă, este o clasă de substanțe active bine cunoscută și folosită de foarte mulți ani, numai că pentru aceste substanțe active trebuie să existe o preocupare legată de folosirea și aplicarea unor măsuri de protecție. Și, cum am spus, pentru toate tipurile de tratament și toate produsele de protecție a plantelor, operatorii, cei care folosesc produsele, le recomandăm și trebuie să poarte echipament individual de protecție. O caracteristică a piretroizilor este faptul că în contact cu pielea pot provoca, acestea sau pot determina anumite simptome, numite senzații faciale subiective. Sunt subiective pentru că nu toată lumea le resimte, depinde de sensibilitatea fiecăruia. Aceste senzații faciale subiective nu afectează, nu au legătură cu sănătatea, există câteva simptome care se manifestă pe durata maximă o zi, genul mâncărimi, furnicături, un pic de arsură pe piele, este o caracteristică determinată de faptul că aceste substanțe active din grupul piretroizilor determină o excitabilitate a terminațiilor nervoase și de acolo vine senzația de mâncărime, furnicături. Este o senzație tranzitorie care trece, nu ne afectează sănătatea, dar o să răspund la întrebarea de ce vorbim astăzi despre acest subiect, despre acest lucru. Și aș vrea să spun, să le reamintesc tuturor că pentru a ne feri în viață, în general, de un pericol sau de un risc, trebuie să, în primul rând, să-l cunoaștem. Și cunoscându-l, ne putem proteja. Și primul lucru pe care îl putem face în acest sens este să purtăm echipament de protecție. Obiectivul este să ne ferim, să intrăm în contact direct pielea, să avem pe piele substanța activă, produsul,
Și evident să evităm inhalarea vaporilor, să ne protejăm căile respiratorii prin purtarea unei măști de protecție. Deci echipamentul de protecție, cum bine cunoaștem, format din ochelari de protecție, ne protejăm ochii, mască de protecție, combinezon și chiar dacă purtăm o salopetă și nu combinezon, se recomandă să avem mânecă lungă pentru a ne feri de a proteja pielea atunci când manipulăm produse de protecție a plantelor. Și nivelul de protecție, de asemenea, îl stabilim în funcție de gradul de expunere. Și aici depinde de timpul la care suntem expuși, dacă lucrăm în mediul interior versus mediul exterior, dar și recomandăm ca tratamentul să se facă în spațiu deschis și atunci riscul expunerii este mai mic și masca o alegem în funcție de tipul de tratament. Dacă lucrăm în spațiu închis și tratăm ture mai multe, stă mai multe ore în prezența amestecului de soluție, evident, punem o mască mai de calitate, o mască care ne protejează împotriva vaporilor. Masca de pe manechinul prezent astăzi în platou este o mască de tip FFP2, este minim de protecție mască pe care noi o recomandăm pentru tratament. Și e foarte important să cunoaștem ce trebuie să facem și răspunsul este trebuie să ne protejăm. Eu nu-mi rămâne decât să le mulțumesc tuturor că sunt astăzi alături de noi și să vă asigur că rămânem aproape de fermieri, aproape de clienții noștri. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Andrei. Într-adevăr, siguranța este foarte importantă. Și această responsabilitate a companiei noastre este pentru că vom da și dăm în cadrul campaniei Austral Plus aceste echipamente de protecție, o să vă prezint mai departe, dar și a industriei. Atât în România, cu asociația IPROM, avem proiecte prin care recomandăm și insistăm protecția operatorilor, atât la tratament sămânță, dar și la tratamentul foliar. Încă o dată. La orice tratament. Așa la este. Orice tratament. La orice tratament. Și avem un film care ilustrează acest lucru. Filmul l-am făcut pentru Austral Plus, pentru măsuri de protecție, dar nu este special pentru Austral Plus. Este pentru tratamentele, în general, tratamentele sămânță și de ce nu foliare. O să vă prezint, o să vă rog să-l urmărim împreună acest film pe care l-am filmat anul trecut.
Iată, am văzut măsuri de bun simț, măsuri normale. Avem de lucru, trebuie să implementăm atât în România cât și în Republica Moldova pentru siguranța operatorilor noștri. Este important să evităm aceste accidente la toate tratamentele. Trecem la partea a treia a prezentării noastre. Ce soluții oferim? Cu ce tratăm? Ce produse folosim? Și înainte de a vorbi de produsul nostru Fanion, de produsul nostru extraordinar, aș dori să fac o pledoarie pentru tratamentul cu insecticid la cereale. Pentru că de la scoaterea neonicotinoidelor de pe piață, o parte din fermieri a considerat că poate să riște și este un risc să nu trateze cu insecticid, doar fungicid. Și au spus, voi face rotație, toamnele sunt destul de călduroase, poate nu o să fie presiunea așa de mare. Avem studii și specialiștii recomandă și tratamentul cu insecticid, pentru că este foarte important, știți foarte bine din biologia viermilor sârmă și de odontorilor de sol, mai ales la vire sârmă, masculul depune acele ouă, ele se dezvoltă în sol, larvele, 4-5 ani. Poate în primul an nu o să ai și, în general, larvele în primul an și chiar și al doilea, poate nu fac pagube și nu afectează, dar se acumulează în sol o rezervă extraordinară de dăunători și îți explodează și îți poate distruge total cultura, ori tot la grâu dacă faci monocultură, dar mult mai grav ar fi anul următor la floarea soarelui. De aceea, în primul rând, vă rog să folosiți și vă invităm și vă recomandăm să vă folosiți un insectofungicid. Și de ce nu, vă invit să folosiți cel mai bun de pe piață și singurul insectofungicid care este deja gata amestecat. Este Ready Mix, îi spunem noi, se numește Austral Plus. Alternativa pe piață după scoaterea neonicotinoidelor ar fi să folosești un tratament sămânță insecticid cu unul fungicid, să faci tu amestecul și aici se poate face, nu spunem nu, dar îți va lua mai mult timp. Nu știi dacă cele două substanțe sunt sinergice. La noi, la Austral Plus, substanța activă insecticidă teflutinul, 40 de grame pe litru în concentrație, împreună cu fludioxoninul, 10 grame pe litru, sunt deja testate, sunt sinergice. Sunt dozate exact pentru o tonă de sămânță. Deci nu dai nici mai mult, nici mai puțin. Este exact condiționat în acest fel. Modul de acțiune este de contact la partea insecticidă, dar are un mod de acțiune foarte bun, foarte performant, pentru că creează un halou, fază de vapori în jurul seminței la o distanță mult mai mare. Deci ține la distanță dăunătorii de sol, larvele de Zabrus tenebrioides și viermii sârmă. N-ajung nici măcar să muște dintr-o sămânță, deci sunt odată distruși, dar și are efect repelent. Iar partea fungicidă, fludioxonilul, o substanță activă cu un spectru larg de acțiune la multe boli, are durata de acțiune lungă până la ieșirea din iarnă. În plus, avem un efect fitotonic la Austral Plus și este foarte important și am văzut în testele noastre, în prezentarea din 17 iunie, colega mea de pe tehnic a prezentat aceste rezultate, determină în plantă sinteza unor proteine structurale și planta răsare mai rapid, răsare uniform, sistemul radicular este mult mai dezvoltat și aici, din ce în ce mai mult, și la cereale vom vorbi despre sistem radicular, pentru că vedeți, în ultimii ani, problema cu apa din sol, deci un sistem radicular mai bogat captează mai bine apa din sol, dar și ajută planta să treacă peste diferite tipuri de stres, peste vernalizare, peste iernat. Are o formulare Austral Plus de top, unică pe piață, microcapsule. Ei, aceste microcapsule încep să elibereze vaporii de teflutin și pe baza umidității din sol. Și este foarte important, un mare avantaj, de aici durata lungă de protecție, pentru că nu acționează acest produs când nu avem umiditate. Dacă nu avem umiditate, nu avem nici dăunător de sol și nici bolile nu își fac apariția. Deci se activează și pornește să acționeze exact când avem atacul de boli și dăunători. Cum facem soluția? Reamintim această informație care ne-a fost solicitată și de la întâlnirea dinainte. Punem în acel tank cei 4 litri de apă recomandați pentru soluție, apoi turnăm Austral Plus și amestecăm constant. După ce amestecăm și turnăm tot Australul, venim cu 1 litru sau 1 litru 25 de adjuvant AG40R. Acest adjuvant
Este un mare avantaj pentru dumneavoastră, îl oferim gratuit în pachetul Austral Plus. V-am mai spus, ajută la reducerea prafului, colorit mai intens, reducerea mirosului, acoperirea mai bine cu soluție pe suprafața seminței. Deci punem la sfârșit adjuvantul, amestecăm și apoi soluția este gata pentru a fi utilizată. Vă spuneam de spectrul larg de boli și dăunători, are o etichetă și e foarte important, Austral Plus, care are această etichetă, trebuie să respectăm din ce în ce mai mult și sunt bunele practici și pe partea aceasta de omologări, de înregistrări, o etichetă cu multe boli și un spectru larg de acțiune. Și în special vă spune despre septorioza, nu foarte multe produse, chiar doar fungicid, tratament sămânță fungicid, au această boală pe etichetă. Septorieza, bineînțeles, din sol și din sămânță se poate combate în prima fază. Într-adevăr, trebuie și foliar în vegetație și aici Syngenta are și produse fungicide foarte bune în vegetație pentru a controla această boală. Mălura, care se combate numai prin tratament sămânță, dacă o scăpăm din mână la tratament sămânță, foliar nu mai putem combate, de aceea cu o eficacitate bună, fuzarioza la grâu, iar la orz avem un cegaiu de zăpadă, tăciunele, ustilago, sfâșierea frunzelor de orz, pirenofora și fuzarioza la orz. Pentru dăunători, v-am spus, viermii sârmă și niciun produs de pe piață nu mai are omologare pentru larvele gândacului Gebosizabrus tenebrioides. Deci, încă un dăunător de sol care este, pe care îl combate foarte bine. Pe etichetă există și omologare pentru musca cenușie, Delia coartata. Acolo este un efect mai mult repelent, pentru că nu este sistemic tefrutinul. Când grâul este foarte mic, undeva în 2 cm, din sol, vaporii aceia îndepărtează doar musca cenușie, care este prima muscă care apare în vegetație. Efectul repelent. În plus, față de această protecție superioară, și la grâu și la orz, și fungicid și insecticid, un insectofungicid gata amestecat, avem și o campanie ca să venim în întâmpinarea partenerilor noștri, să-l facem produsul cât mai atractiv, să-l folosească toată lumea. Un pachet de Austral Plus înseamnă un bidon de 20 de litri de Austral Plus, la care gratuit primiți adjuvantul, spre deosebire de alte oferte de pe piață, unde trebuie să achiziționezi adjuvantul. Deci AG40R vine gratuit. La 10 asemenea pachete, un pachet este pentru 4 tone de sămânță, de cereale, de grâu sau de orz. Deci, la 10 asemenea pachete achiziționate, primiți un pachet gratuit, automat. În plus, avem o tombolă, o campanie promoțională. Dacă cumpărați între 1 și 9 pachete Austral Plus, tragem la sorți un voucher, unul din cele 20 de vouchere în valoare de 1000 de lei. Între 10 și 29 de pachete Austral Plus achiziționate, puteți câștiga un voucher din cele 20 de 2000 de lei și peste 30 de pachete achiziționate, un voucher din cele 15 în valoare de 3000 de lei. Automat, în plus, când vă înscrieți în campania promoțională, trebuie să scanați, în primul rând, există pe bidon, pe etichetă, o iconiță, un QR code, îi spunem noi, o scanați, intrați pe microsite-ul Austral Plus, acolo bifați dacă tratați semințele noastre în fermă. Asta e pentru România, campania promoțională pentru România, pentru Republica Moldova. Se vor primi acele echipamente de protecție direct când achiziționați produsul. Este anul de lansare în Republica Moldova, noi am avut un succes și mulțumim partenerilor noștri foarte mare cu acest produs în România și sperăm să-l repetăm și în țara vecină și prietenă nouă. În România, automat, un echipament va fi trimis către dumneavoastră prin fan curier, prin curierat, în funcție de ce bifați. Dacă bifați tratament în fermă, este echipamentul complet. Ochelari, mănuși, mască profesională și combinezon. Iar dacă bifați, primeți semințele tratate, primiți mască FFP2, acea minim garantat, ochelarii și mănușile. Foarte multe, argumente să-l folosiți. Să folosiți acest insectofungicid, să folosiți un produs de excepție care este, deși este lansat la noi în anul trecut în România și anul acesta în Republica Moldova, a făcut legendă în Uniunea Europeană, aproape 20 de ani de vânzare cu rezultate excelente în piață. Am ajuns la finalul prezentării noastre, Andrei. O să ne uităm pe ecran pentru a vedea ce întrebări sunt de la
Iată, avem ceva întrebări. Da, câteva întrebări, da. Da. Prima e despre volumul de soluție. Dacă putem să creștem, cu cât putem să creștem volumul de soluție? Aici o să întreb pe Ramona Glor, dacă este alături și este alături de noi. Can we increase the slurry volume, Ramona, for sea treatment? Thank you, Sylvie, for your question. So if your seeds are well dried, you can increase the slurry volume up to 12 liters by adding up to 2 liters more water. But please make sure to consider the dosing capacity of your treater and also plan in an extended drying time for the treated seeds. Ok, am să răspund eu, am să răspund și în limba română, să prezint răspunsul Ramonei. Da, se poate crește volumul până la maxim 12 litri prin mărirea volumului de apă cu 2 litri. Trebuie să ținem cont de capacitatea de tratament a mașinii de tratat, a mașinii care dozează soluția respectivă și evident să ținem cont și de timpul necesar pentru ca semințele să se usuce după tratament. Deci trebuie să existe acest timp de uscare a semințelor. Thank you, Ramona. Mulțumesc și eu, Ramona. Mulțumesc, Andrei. Mai luăm o întrebare. Da. Sper să ne încadrăm în timp. La cât timp pot semăna semințele tratate? După tratament. Da, după tratament. Cristofa, I will ask you, what is the recommended typical time between the treatment and the sowing in the field? Thank you, Silvio, and thank you for the person who asked this question. That's a typical question we get a lot from growers and customers. So as you can imagine, a lot is related to the treating condition. Maybe you cannot see today, but we are in a studio here with 35, 40 degrees. So the temperature, humidity, of course, are going to play a pretty important role here in the drying speed. But it's not only the moisture. Yeah? We also develop our products to get them less sticky, yeah, to get them dry faster. That's a really, really strong piece in our testing. Typically, we would say usually 24 hours, yeah, between treatment and the first sowing. But of course, please test your drill, test your sowing equipment whenever you pour treated seed inside. Mm-hmm. Thank you for the question. Thank you, Christoph. O să răspund în limba română. Cristof, în primul rând, mulțumește pentru această întrebare. Este o întrebare pe care a primit-o și o primește destul de des. Depinde foarte mult de condiții, de umiditate, da, de condițiile din jur. Spune că astăzi, de exemplu, la Basel este extrem de cald, în Stein, pardon, e extrem de cald, o temperatură foarte mare, depinde de căldură. Se recomandă minim o zi. Da? Și evident să ținem cont și să testăm, să verificăm atunci când începem operațiunea de tratament, să încărcăm în mașina de semănat, să verificăm calitatea, cât de bine sunt uscate semințele înainte de a trece la operațiunea de a semăna. Dar minim ar fi o zi și ținem cont de condițiile în care lucrăm. Thank you, Christoph. Mulțumesc și eu, Andrei. Cristof, mai luăm o întrebare. Asta e pentru tine, Andrei, să știi. De unde primesc un echipament de protecție? Dar nu știu dacă e pentru România sau Moldova. Poate... Da, întrebarea este o întrebare bună. Așa cum ai prezentat și tu, Silviu. Suntem aproape de fermieri și vrem să venim în sprijinul celor care folosesc produsele noastre și să oferim această protecție. Și atunci, în cadrul campaniei noastre, oferim gratuit aceste echipamente de protecție. Fermierii trebuie, pentru România, trebuie să intre pe platformă, să-și dea adresa, să spună ce tip de echipament au nevoie în funcție de activitatea pe care o au și vor primi pe poștă echipamentul de protecție. Pentru Moldova, echipamentul conform campaniei, va fi livrat împreună cu produsul achiziționat. Mulțumesc. Mai avem întrebări? Vom vedea. Alte întrebări. Influențează tratamentul cu Austral Plus germinația semințelor după un an de păstrare în condiții normale de depozitare? So maybe here, again, Christoph, we have a question. If we keep the seeds treated with Austral Plus
for 1 year, the germination will be affected. 1 year keeping. Thank you for the question. So typically, as you mentioned probably before as well, all our products actually go through those type of tests. And we do germination tests up to 24 months, actually, on all our formulation. So there would be nothing affected on your seeds, even after 12 months. Mm-hmm. That's not a problem at all. Okay, o să răspund eu. Christoph ne spune că, ca parte din testarea produselor, a formulării produselor, facem acest test de germinație pe anumite perioade de timp de după tratament, în condiții de depozitare și conform datelor noastre nu există probleme legate de germinare, chiar dacă le păstrăm mai mult timp. Evident, dacă le păstrăm în condițiile care, condiții bune de păstrare și tratamentul este efectuat de calitate. And another question, I don't know, maybe Christoph can help again. If we make the solution, yeah, with Austral Plus, the micro capsules of Teflutrino from Austral Plus, they will be, there is a risk to activate when we make the solution because it's moisture. We are claiming that when it's a moisture, the product start releasing. When we make the solution, it start releasing on the moisture. Really good question as well. Thank you for this question. So as you could see before, in our recommendation, we have this specific product, AG40. And this is also a reason why this product is here, to keep it not only well sticking on the seeds, but to make sure it is stable over time, and it is stable on the seeds until the seeds get planted. So that's really important, that not only you follow the recommendation for the Austral Plus uses, but you use the full package when you do your treatment. Am să răspund ce a spus acum, cum a răspuns Christoph. Foarte important este utilizarea adjuvantului. Adjuvantul are rolul de a asigura o lipire a produsului pe sămânță și adjuvantul are acest rol de a asigura. Deci nu este suficient doar să avem produsul, ele vin împreună la pachet și e important să le folosim împreună. Adjuvantul are acest rol de a asigura contactul, lipirea corectă a produsului pe suprafața seminței și distribuția uniformă a tratamentului pe semințe. Acesta este răspunsul. O să luăm ultima întrebare, pentru că și la întâlnirea pe care am avut-o pe 17 iunie, acum o lună, am avut aceeași întrebare și legată de preț. Iată, nu știu, din nou, dacă e România sau în Republica Moldova, care este prețul și unui pachet de Austral Plus. Compania Syngenta, știți, nu vinde direct către fermieri, prin rețeaua noastră de distribuție, atât în România cât și în Republica Moldova. Lucrăm cu toți distribuitorii, cu partenerii noștri și le mulțumim foarte mult. Și de acolo veți lua produsul și prețul respectiv. Ce pot să vă spun eu este că comparăm întotdeauna cu alternativele de pe piață. Dacă luați un tratament sămânță insecticid și la amestecați, pentru că nu există alt insectofungicid gata amestecat, cu un alt fungicid, pe lângă timpul pierdut, nu știi dacă sunt sinergice, prețul este extrem de competitiv pentru Austral Plus și ați văzut câte avantaje aveți pentru acest produs. Vă rog, apelați cu încredere, odată, la distribuitorii noștri, dar și colegii noștri de vânzări, atât din România cât și din Republica Moldova, și le mulțumesc pentru activitatea și colegilor mei care sunt pe teren, în toate județele, în toate raioanele din Republica Moldova, îi găsiți, îi puteți contacta. Dacă nu îi cunoașteți, îi găsiți pe site-ul nostru www.syngenta.ro sau www.syngenta.md. Îi apelați sau direct puteți să ne întrebați multe întrebări referitoare la Austral Plus pe adresa austral.plus@syngenta.com. Avem în România un număr de WhatsApp, putem direcționa întrebările și către colegii noștri din Moldova. Ne contactați cu încredere, suntem alături de dumneavoastră, suntem împreună. Am încheiat prezentarea de astăzi. Vă mulțumim frumos. Le mulțumim lui Christoph și Ramonei. Thank you, Ramona. Thank you. Thank you, Ramona, Christoph. Thank you. Vă mulțumim frumos. Vă urez să aveți o campanie de succes. Deja știu că a început. Sper că ați ales deja produsul care contează și să alegeți înțelept dacă nu l-ați ales momentan. Să aveți recolte bogate, să fim sănătoși și vă invităm la viitoare întâlniri
ale companiei Syngenta Online. Aproape de fermieri. Aproape de fermieri.